Frăsinei, luna aprilie, ziua a 16-a. Sfintele mucenițe, surori Agapia, Hionia și Irina. Zăbovind împăratul Dioclețian în Aquilinia, cetatea Italiei, i s-a dat de știre de la Roma acum că toate temnițele Romei sunt pline de creștini care, deși pătimesc mai multe feluri de munci, nu se leapădă de Hristosul lor și toți îl au de învățător pe Hrisogon și îl ascultă, ținându-se de învățătura lui. Deci, Diocletian a poruncit ca pe toți creștinii să-i dea la moarte, iar pe Hrisogon să-l aducă la dânsul spre cercetare. Și dus fiind Hrisogon, mărturisitorului Hristos din Roma, în Aquilinia, la împăratul Diocletian, Sfânta Anastasia, vindecătoarea de răni, îi urma de departe ca unui învățător al său. Deci, cercetându-se de către împărat, mucenicul lui Hristos și nesupunându-se păgâneștii porunci, împăratului l-a condamnat la moarte și i-a tăiat capul afară din cetate, departe, la un loc pustiu. Și s-a aruncat cinstitului trup pe malul mării spre mâncare fiarelor și păsărilor. Și nu departe de acel loc era locuința unui oarecare preot cu numele Zoil, bărbat bătrân și sfânt, și aproape de el își aveau locuința aceste trei fecioare surori după trup și după duh, Agapia, Hionia și Irina. Acel preot, aflând prin descoperire dumnezească de trupul mucenicului Hrisogon, l-a luat pe el împreună cu capul și, punându-l într-o raclă de lemn, l-a ascuns în cămara sa și după 30 de zile i s-a arătat în vis sfântul Hrisogon zicându-i: „Să știi că în timpul celor 9 zile, cele trei fecioare ale lui Hristos, care petrec aproape de tine, vor fi prinse ca să fie chinuite. Deci tu să-i spui roabei lui Dumnezeu Anastasia ca să se îngrijească de dânsele, deșteptându-le spre vitejească nevoință până ce se vor încununa prin pătimire, și să fii și tu cu bună nădejde că îți vei lua roadele cele dulce ale ostenelilor tale, pentru că de grabă de cele de aici te vei libera și la Hristos vei trece cu bucurie și te vei odihni împreună cu sfinții.” Și s-a descoperit despre aceasta și Sfinte Anastasia și, pornindu-se cu Duhul lui Dumnezeu, a mers la casa preotului pe care niciodată nu l-a cunoscut înainte și îl întreba unde sunt fecioarele acelea, de al căror mucenice sfârșit ce avea să fie i s-a descoperit lui. Deci, aflându-le casa, a mers la dânsele, le-a sărutat cu dragoste și a petrecut o noapte la acelea, vorbind cu dânsele multe cuvinte folositoare de suflet și pline de dragostea dumnezeiască, prin care le îndemna să stea cu bărbăție în munci pentru Hristos, mirele lor până la sânge. Și a văzut în casa preotului și moaștele sfântului Hrisogon, mucenicului Hristos, și iubitul său învățător, și a plâns peste dânsul mult timp cu lacrimi fierbinți, îngredințându-se rugăciunilor aceluia. După aceea, iarăși s-a întors în cetatea Aquilinia ca să facă obișnuita slujire legaților lui Hristos celor din temniță. Și a fost, după cum a grăit Sfântul Hrisogon, preotului Zoil în vedenie, acel sfânt preot, în timpul celor 9 zile, s-a mutat către Domnul, iar pe Sfintele Fecioare Agapia, Hionia și Irina le-au prins păgânii și le-au dus la împăratul Dioclețian la cercetare. Și văzându-le împăratul, a zis către dânsele: „Ce nebunie v-a îndemnat pe voi să urmați rătăcirii celei deșarte și de prisos și să defăimați legea cea dreaptă, iar pe zei ca pe urăciune să-i treceți cu vederea? Dar, deoarece vă văd că sunteți de bun neam, tinere și frumoase, și mi-este milă de voi, vă cruz și vă sfătuiesc ca, lepădându-vă de Hristos al vostru, să aduceți zeilor jertfe, iar eu vă voi da din palatele mele tineri de mare neam, vrednici de frumusețile voastre, ca să aveți pentru voi bărbați slăviți, pentru care veți fi cinstite.” Cea mai mare dintre surori, Sfânta Agapia, a răspuns zicând: „Împărate, ție stă înainte purtarea de grijă pentru trebuințele poporului, a neamurilor și oștirilor, iar tu grăiești cele nedrepte spre defăimarea Dumnezeului celui viu, al cărui ajutor îți este de trebuință și a cărui bunătate îndelung te rabdă, iar tu îl hulești pe el.” Diocletian a răspuns: „A nebunit aceasta, să se apropie cealaltă.” Deci, apropiindu-se cealaltă, Sfânta Hionia a zis: „Nu a nebunit, sora mea, ci sfatul tău cel drept l-a mustrat cu dreaptă socoteală.” Iar împăratul, lepădându-și pe aceea, a poruncit ca pe a treia să o aducă mai aproape de dânsul și i-a zis către ea:
deoarece s-au făcut rele surorile tale, măcar tu cea mai tânără, pleacă scapul zeilor ca și surorile tale, uitându-se la tine să facă la fel. Sfânta Irina a răspuns, să-și plece capul idolilor, toți cei ce s-au făcut deșterți în nebunia lor, cei ce îl supără pe adevăratul Dumnezeu, și ce poate să fie mai deșert și mai nebunesc lucru decât acesta, ca să se închine omul idolului făcut de mâini omenești, care pentru preț a fost lucrat, căci mai întâi te sfătuiești cu meșterul cu ce preț și ce fel de idol să-ți facă ție, adică ori stând, ori șezând, ori culcat, ori jucând, ori râzând, ori plângând, și din ce fel de materie să-l facă, adică ori de lemn, ori de piatră, ori de aramă, sau din oricare altă materie. Și dacă lucrează rău, atunci îi lepezi lucrul, iar dacă este bine, îi dai prețul ce te-ai întocmit. Apoi lucrului aceluia cumpărat îți pleci capul numind pe acel idol zeu al tău, pe care mai bine se cade al numi rob cumpărat. Zisa Dioclețian, la niște cuvinte ca acestea cu munci se cade a răspunde. Și a poruncit ca pe Sfintele Fecioare să le arunce în temniță, iar Sfânta Anastasia, îndată după obiceiul ei, mângâia pe cei ce pătimeau în legături și a mers la Sfintele Fecioare mângâindu-le cu nădejdea ajutorului celui nedepărtat al lui Hristos și cu nădejdea slăvitei biruințe asupra vrăjmașilor. Și după multe zile, împăratul a trebuit să se ducă în Macedonia pentru oarecare rânduiele ale poporului și au fost duși după dânsul toți creștinii cei ce se aflau în temnițele Agviliniei, între care erau și aceste trei sfinte fecioare, Agapia, Hionia și Irina, iar Sfânta Anastasia le urma de departe. Iar după ce au ajuns în Macedonia, împăratul a încredințat lui Dulcei Ghemonul cercetarea creștinilor ca să se silească la jertfa idolească, iar pe cei ce nu se vor îndupleca să-i piardă cu felurite munci. Dar de vreme ce patimile ce acelor mulți sfinți mucenici munciți atunci acolo în multe feluri, nu s-a putut ale scrie, numai cumplitele chinuri ale acestor trei sfinte fecioare se pun înainte. Pe aceste mirese ale lui Hristos, când le-au pus la cercetare înaintea ighemonului Dulție, acela, văzând frumusețea cea mare a lor, s-a rănit cu gânduri necurate pentru dânsele și le-a dat în pază la un străjer, care le făgăduia libertate și darul de se vor învoi cu ighemonul la necurata poftă. Însă sfintele fecioare voiau mai bine să moară de mii de ori decât odată să se spurce și nici cu îmbunări, nici cu îngroziri, nici cu daruri, nici cu chinuri nu se înduplecau la pofta ighemonului. Iar ighemonul, nemai răbdând focul desfrânării ce le aprinse întrânsul, a gândit ca singur să se ducă la dânsele noaptea, în casa în care erau ținute și să le silească la păcat. Deci după ce a înoptat, sfintele fecioare stăteau la rugăciune, înălțând lui Dumnezeu slavoslovie de toată noaptea și cântând salmi. Iar ighemonul, vrând să intre la dânsele, când s-a atins de pragul casei lor, îndată a nebunit, și era acolo o bucătărie și stăteau vasele bucătăriei, oalele, căldările, tigăile, negrite de funingine. Deci, neintrând la Sfintele Fecioare, a mers la vasele acelea și, în loc de fecioare, cuprindea și săruta căldările cele negrite, oalele și tigăile, pentru că mintea lui se întunecase de diavolul desfrânării și nu era cunoștință întru el, și a fost chinuit de necuratul duh multă vreme, părându-i se că vasele cele negrite sunt Sfintele Fecioare. Și cu totul i s-a negrit fața, mâinile și toate hainele, întinându-se foarte mult. Apoi a ieșit afară la slujitorii, cei ce l-așteptau pe el, stând cu lumânările, iar aceia, văzându-l cu totul negrit și înfricoșat ca un arab, sau mai bine zis ca un diavol, s-au înspăimântat și aruncând lumânările au fugit de dânsul. Iar el nu se pricepea pentru ce au fugit slujitorii lui de la dânsul și părându-i se că este defăimat de dâns și se mânia asupra lor. Într-o acea vreme a început a se lumina de ziua și oriunde se ducea, în toate părțile fugeau de dânsul slugile, străjerii și străinii, ca de o nălucă înfricoșată. Deci s-a dus la palatul împărătesc, vrând să se jeluiască împăratului de ostașii care erau sub stăpânirea lui, că nu-l ascultă și își bată joc de dânsul.
Dar după ce s-a apropiat de palat, a fost tuturor de râs și de hohote mari și unii fugeau de dânsul, iar alții îl împingeau, nelăsându-l și dându-i brânci de la ușile palatului, că nu-l cunoștea nimeni cum că este ighemonul Dulție, ci li se părea că este un nebun. Și nici el nu putea să se cunoască pe sine că este negrit, fiindu-i schimbați ochii de lucrarea diavolească, ci se părea că este alb la față, luminat la haine și curat la mâini. Și abia înțelegând slugile ca nebunii stăpânul lor, au alergat după dânsul și prinzându-l, l-au dus în casă zicându-i, vezi-te singur în ce chip ești. Iar după ce a intrat în casă, femeia lui și toți cei din casă, slujitorii și slujnicele, unii au început a se tângui pentru dânsul ca pentru un îndrăcit, iar alții se îngrețoșau de el ca de un ieșit de minte, însă el nu înțelegea și se mira pentru ce unii plângeau pentru dânsul, iar alții fugeau. Și abia ei s-au deschis ochii lui necurați și s-a văzut înnegrit, fața sa în oglindă a văzută ca de arab și s-a cunoscut pe sine că este bajocorit de diavolul. Atunci s-a mâniat asupra Sfintelor Fecioare, socotind că acelea i-au făcut aceasta cu oarecare vrajă și gândea în ce chip să le pedepsească. Și spălându-și trupul și hainele schimbându-și, a așezut de la judecată în priveliște înaintea poporului și punând înainte uneltele cele de muncire și pe Sfintele Fecioare, aducându-le de față, a poruncit să le dezgolească ca să vadă goale trupurile lor. Însă când au început slujitorii să dezbrace hainele de pe dânsele, nu puteau să le dezbrace nici de cum, pentru că prin lucrarea lui Dumnezeu, hainele lor atât de mult se lipiseră de sfintele lor trupuri ca pielea de trup și toți se mirau de o minune ca aceea. Deci mulți s-au ostenit slujitorii ca să le dezbrace și nimic n-au spurit. Iar ighemonul, șezând la judecată, deodată a dormit cu somn greu, încât nici nu puteau al deștepta, pentru că îl clătinau și cu mare glas strigau spre dânsul, iar el dormea ca un mort, și luându-l, l-au dus în casa lui. Iar după ce l-au dus în casă, îndată s-a deșteptat, și auzind împăratul de cele ce s-au întâmplat ighemonului Dulție, îl bajucurea pe el, iar pe Sfintele Fecioare le-a dat spre cercare lui Sisinie comitul. Iar acela, mântii pe Sfânta Irina, punându-o înaintea sa, a întrebat-o, te vei supune poruncii împărătești? Răspuns a Sfânta, nu mă voi supune că sunt creștină și roabă a tot puternicului Dumnezeu. Și a poruncit comitul să o ducă în temniță. Apoi pe Agapia și pe Hionia, punându-le înaintea judecății sale, a zis către dânsele, sura voastră cea mai tânără este amăgită și învățată de voi ca să de faime dumnezeieștile legi, pentru aceea i-a mutat pe urmă chinuirea ei, ca privind la voi să se teamă și să ne asculte, dar și voi de voi să vă liberați de munci, aduceți zeilor jertfă, precum aducem și noi supunându-ne împărăteștilor porunci. A răspuns a Sfânta Agapia, credința noastră este nebiruită, zis a comitul către Sfânta Hionia, dar tu ce zici? A răspuns Sfânta Hionia, credința noastră este neschimbată. Zis a comitul, sunt la voi cărți creștinești? Striga grăit au Sfintele, sunt cărți, dar sunt ascunse în mintea noastră, de unde nici de cum nu se pot lua de vrășmașii lui Hristos. Zis a comitul, cine v-a sfătuit să vă dați de bunăvoie la o primejdie ca aceasta? Fecioarele răspunseră, primejdia aceasta este vremelnică, dar folositoare, căci dintr-însa se cunoaște slava cea veșnică. Comitul zise, împliniți porunca împărătească și jertfiți zeilor. Iar Sfintele Fecioare au răspuns, noi aducem jertfă de laudă lui Dumnezeu, iar diavolului nu vom jertfi niciodată. Deci nu nădăjdui că ne vei întoarce de la Domnul nostru Iisus Hristos, ci fă cele poruncite ție de împăratul tău cel pământesc, precum și noi facem cele poruncite de împăratul nostru cel ceresc. Atunci Sisinie comitul a dat un răspuns ca acesta asupra lor. Agapia și Hionia, care prin îngrozirea de judecată nu s-au supus să împlinească împărăteasca poruncă, poruncesc să se ardă de vii. Auzind aceasta, Sfintele Fecioare s-au umplut de bucurie și au strigat cu mare glas, mulțumim ție, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai vrednicit a fi mărturisitoare numelui Tău celui preasfânt, în mâinile Tale, Stăpâne, primește sufletele noastre. Și le-au aruncat în foc și rugându-se și-au dat sufletele în mâinile Domnului lor,
iar acel mare foc arzând nu numai de trupurile acelor sfinte fecioare, dar nici de hainele lor nu s-a atins și nici urmă nu era pe dânsele de arderea focului, spre arătarea necredincioșilor că nu au murit de puterea focului, ci cu rugăciune și-au cerut de la Dumnezeu acel sfârșit fericit. Iar trupurile lor, fiind nevătămate de foc, le-au furat noaptea slujile sfinte Anastasia, vindecătoarea de răni, și le-au dus la stăpâna lor în casa în care locuia. Iar Sfânta Anastasia, ungând cu aromate acele trupuri mucenicești, le-a pus cu cinste în mormânt nou, bucurându-se cu Duhul și rugându-se Domnului ca să o învrednicească și pe a fi părtașă darului acelora. Iar a doua zi, Sisinie Comitul, șezând la judecată, a adus pe Sfânta Elina și a zis către dânsa, jertfește zeilor ca să nu pieri în foc ca și surorile tale. Sfânta răspunse, nu voi jertfi, ci mă sârguiesc a fi părtașă surorilor mele, ca să nu fiu străină de dânsele când vor sta înaintea feței lui Dumnezeu. Comitul zise, supune-te ca să nu cazi în mai mari munci decât surorile tale. Sfânta răspunse, sunt gata pentru toate muncile, pentru că doresc să mor pentru adevăr și prin moarte să dobândesc viața și prin foc trecând să ajung la odihnă și la răcorire. Comitul zise, voi porunci să te ducă pe tine goală în casa de desfrânare, ca acolo să fii bajocorită până ce vei muri. Sfânta răspunse, trupul meu așa va pătimi de la desfrânați ca de un câine mâncându-se, sau de lup, sau de urs, sau de balaur mușcându-se, și mai cu voie îmi este să pătimesc prihănirea aceea a trupului decât să-mi întinez sufletul cu închinarea la idoli, pentru că necurăția care se face fără de voie și pe care sufletul nu o voiește, nu se socotește păcat înaintea lui Dumnezeu. Oare s-au întinat sfinții care au pătimit mai înainte pentru mărturisirea numelui lui Hristos, cărora călei le turnau în gură cu sila din sângiuirile cele jertfite idolilor? Comitul zise, oare cu adevărat nu s-au întinat mâncând din șerfele noastre? Sfânta Elina răspunse, nu numai că nu s-au întinat, ci încă s-au și încununat pentru aceea, că având mâinile legate și gura deschizându-le cu sila, le-ați turnat sângele cel jertfit, că dulceața ce se primește de voie are pedeapsa păcatului, iar ceea ce se face de silă aduce cunună celui silit. Așa și mie, care mi-am dat trupul Hristosului meu, chiar orice fel de silire îmi veți face în acest fel, nădăjduiesc că neprihănită voi fi înaintea mirelui meu, cel fără de moarte, încă nădăjduiesc că voi lua și cinste de la dânsul ca una ce pătimesc pentru dânsul nevoie și silă. Deci n-am nicio grijă de orice veți voi să faceți trupului meu, ori la spurcare, ori la bătăi, ori la foc de el veți da, sunt gata le pătimi pe toate pentru numele Dumnezeului meu, căci este puternic Dumnezeul meu să nu vă lase pe voi să-mi faceți mie ceea ce ați gândit asupra mea. Atunci Comitul a dat ostașilor ca să o ducă în casa de desfrânare și să o bajocorească toți câți vor voi până ce va muri. Deci, fiindu-se Sfânta de ostași, i-au ajuns pe ei alții doi ostași, al căror chip era minunat și luminat, ca trimiși de la Comitul și au grăit către cei ce o duceau pe Sfânta. Ne-a trimis Comitul să duceți pe această fecioară la locul unde vă vom arăta. Și-au dus pe ei după cetate și suindu-i pe un deal foarte înalt, au zis ostașilor, duceți-vă și ziceți Comitului Sisinie că am pus fecioara pe deal cum ne-a poruncit. Deci s-au dus ostașii la Comit, iar cei doi luminați s-au făcut nevăzuți, căci fuseseră îngerii lui Dumnezeu. Și stătea Sfânta Elina pe deal, lăudând și mulțumind lui Hristos Dumnezeu, cel ce a izbăvit-o de mâinile desfrânaților. Și aflând de aceea, Comitul s-a mâniat că nu i s-a îndeplinit porunca și, încălecând pe cal, a alergat la dealul acela și vedea pe Sfânta Fecioară stând pe deal, dar nu putea să se suie pentru că i se arăta dealul acela îngrădit ca de un zid mare și de nesuit. Deci, umblând împrejurul dealului, se mânca de mânie că nu putea să ajungă la aceea pe care o vedea, și ostenindu-se așa de dimineață până seara, nimic n-a sporit. Iar unii din ostașii care erau lângă el au întins arcurile și au slobozit săgeți către dânsa rănindu-o, iar ea a strigat cu glas mare către Comit,
Eu râd de tine, ticălosule, căci ca la un bărbat tare ai ieșit cu oaste și cu război către mine, neputincioasa. Însă iată mă duc curată și nespurcată de voi la Domnul meu Iisus Hristos, care mă soțește acum cu surorile mele. Zicând aceasta și lui Dumnezeu dând mulțumire, s-a culcat pe pământ și și-a dat Duhul său Domnului. Aceasta a fost cu o zi mai înainte de Paști, iar după ce a nopta, Sfânta Anastasia a trimis pe slugile sale și a luat cinstitul trup al Sfintei Mucenițe Irina din deal și ungându-l cu miruri bine mirositoare l-a pus alături de trupurile surorilor ei. Astfel s-a săvârșit nevoința pătimirii Sfintelor trei mucenițe, surori și fecioare Agapia, Hionia și Irina, și în ceata Sfintelor Mucenițe Fecioare au stat înaintea scaunului Preasfintei Treimi, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, al Unuia Dumnezeu, căruia se cade slava în veci. Amin. Tot în această zi, Sfinții Filic, Episcopul, Ianuarie, Preotul, Fortunat și Septemin, în al 8-lea an al împărăției lui Dioclețian și Maximian, a ieșit poruncă pe la toate locurile ca să se ardă toate cărțile creștinilor. De aceea a fost trimis în cetatea Biucan un oarecare Marian, bărbat prea spurcat, care a dus înaintea sa pe Filic episcopul, pe Ianuarie preotul, pe Fortunat și pe Septemin și citindu-le porunca împărătească, cerea numai decât cărțile ce erau la ei, iar preasfințitul episcop a zis către ei: Scris este, guvernatorule, nu dați cele sfinte câinilor, nici aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. În zadar te nevoiești, deși ai cu tine poruncile împărătești. Guvernatorul a zis: lasă vorbele nebunești și fă voia împăratului, că altfel te voi trimite legat la proconsul. Și sfântul i-a zis: precum mă aflu către tine, asemenea și către toți, și către însuși împăratul tău mă voi afla. Atunci, închizându-l în temniță, fără de nicio îngrijire, l-a lăsat 3 zile, apoi scoțându-l, l-a mai cercetat și legându-l pe el și pe cei împreună cu el, i-a trimis la proconsul. Acela, iarăși cercetându-i, i-a pus la închisoare și după 6 zile scoțându-i, i-a trimis la prefectul pretorilor, care, după ce i-a primit și i-a îngrozit foarte mult, i-a aruncat într-o cumplită temniță cu multă pază și după 14 zile, scoțându-i de acolo și încă cercetându-i, i-a băgat pe ei într-o corabie, la un loc cu caii legați de picioarele cailor, iar sfinții, tăvălindu-se printre picioarele cailor, fără să guste hrană sau apă, 4 zile mulțumea lui Dumnezeu. Și ajungând la limanul unei cetăți, au fost cercetați pe ascuns de către creștini și de acolo, mergând la cetatea numită Tavromenii și plutind încă pe la Licaonia, au venit la cetatea Elurun. Atunci ticălosul prefect, dezlegând pe sfinți din legături, cu glas lin le făcea întrebările, iar sfinții grăind dimpotrivă că nici cărțile nu le dau, nici idolilor nu jertfesc, a poruncit el ca ei să fie tăiați de sabie și, aflând de-i hotărârea, au făcut rugăciune și, tăindu-li se capetele, au primit cununile din mâna Domnului.